Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Recent 3 Titan Lords. În episodul anterior am omorât acea fantomă cu ajutorul, bineînțeles, amuletei date de către Ken. Doar cu acea amuletă puteam să omorâm acea fantomă. Iar în episodul ăsta o să intrăm în această închisoare sau ce naiba o fi asta. Ia să vedem, mai întâi să mergem pe sus, pe acolo, că am eu așa o pretințire că sunt monstrualități și pe aici. Sau poate că nu, ba da, uite un scheletron. O avem pe Pat alături de noi și trebuie să o eliberăm pe Shane, suntem în căutarea ei, să sperăm că o vom găsi aici. Mamă, ce muzică, mâncața și gura ta. A, avem și manivela aici, care va deschide această poartă. Amin. Amin. Hai să vedem, prieteni, cine așteaptă aici? Oare? Sperăm că vom găsi pe Shani și să-l batem pe necrolatul ăla pentru totdeauna să-i arătăm lui pe unii să pișe găina. Skeletron, skeletron, skeletron. Ia de aici, boss. Oh my god, ce nervos e Nameless astăzi. În acest episod e foarte nervos Nameless. A zis că omoară tot ce vede, în afară de pate, tot. Așa, aici. Nu ai pa mai deschide-o pe asta, a? E vreo manivelă pe aici, vreun switch? De la torța asta, poate. Nu? Bă, am nevoie. Trebuie să fie un switch pe aici, pe undeva, prieteni. Pentru că altfel nu-mi explic. Să nu zici că trebuie să mă urc pe aici, broadere. Mâncați-aș pe aici, what the fuck? Da, bă. Holy shit. You can go there by yourself. Da, și poate bineînțeles că nu poate urca aici și vom merge singuri ei. Holy shit, man, ce-i locul ăsta, frate? Să nu zici că trebuie să deschidem toate alea, toate porțile, oh my god. O să fie o bătăiță de cap grozavă. Și uite-o pe Shane, bă, am găsit-o și pe Shane, da. E cale lungă să ajungem până la ea, sincer. Sincer. E dificil. Primul și în primul rând, îi dăm să zacă cu această manivelă, trebuie să le deschidem. Ia să vedem ce face aia, am înțeles. Unește podurile alea. Ah, ok, bro. Nu e bine pe aici. Ce avem aici, șobolan? E un coabru dărinos. Holy shit! Ia de aici, boss. Păi tu te pui cu mine. N-ai nicio șansă, brodărinos. Ok, prieteni, și probabil ca să deschidem poarta aia, trebuie să mergem pe aici, a? Uite, o altă manivelă, da? Ia să vedem ce se întâmplă. A, și uite, deschide aia din stânga, perfect. Perfect, tancarde. Ce naiba facem noi cu tancarde la final de joc? Oare? Da, și pe aici nu mai e nimic, nimic, nimic. Vorbesc serios? Îmi dai o tancardă? Să mă arăt tanșeta. Dar nu mai e nimic pe aici, bro. Hai să ne întoarcem și să mergem pe unde e corect. Foarte multe, după cum puteți vedea, foarte multe intrări blocate pe care trebuie să le deblocăm. Oh my god. Da. Ia pe aici copotul ăla. Nu e blocat și ăsta. Deci drumul cel corect e pe aici. Ce muzică, să moară tanța. Ok, o altă manivelă. Bun, ia să vedem ce se întâmplă. Cred că vom uni partea aia, da, bun, bun, și vom merge pe acolo. Nice. Hai că nu e chiar așa de greu, puzzle-ul ăsta. Nu e chiar dificil. E ușor de înțeles. O să mergem și sus. Să mă duc acum sus sau să nu?
Asta probabil deschide aia din dreapta, dar sunt foarte multe drumuri aici. Hai să mergem sus până acolo. Să luăm așa în ordine, nu știu dacă e corect. O altă manivelă aici. Probabil îmi deschide asta aici, ia. Acoperișul, da. Oale, ieșe și alte manivele aici, frate meu. Uite și unde ce dat. A, pe aici am mai fost, de fapt. Da, 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 pe aici am mai fost, prieteni. Am înțeles. Asta unește partea aia. Ciudat. Dacă nu mai știu pe unde trebuia să o iau, pe aici, cred. Aici e blocat. Sunt multe drumuri, prieteni. Da, și asta e deja activată, gen drumul ăla e corect, e pe sus. Ăla e drumul corect. Aici. Le luăm pe toate, la rând, că na. Dacă nu știi care e corect, care nu e bun, le încerci pe toate și what the fuck. Și am ajuns din nou aici. Dar mai bine fac eu așa. Mâncați-a și gura ta și mă duc eu direct aici. Așa frumos. Dacă nu știi drumul, te folosești de pergamente, bineînțeles. Ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos. Să ajungem la Shane neapărat. Are nevoie de ajutorul nostru. Uite o scară aici. Wow. Ok. Hai să luăm scara, să vedem unde naiba ajungem. Bineînțeles, într-un loc unde am mai fost. Sau n-am mai fost. Ah, și vine poate aici, wow, super, așa deschidem poarta asta. Am înțeles. Dar totuși, cum ajung eu la pate? What the fuck? Ia uite unde asta. Las că bate pate, eu mă duc mai încolo. Am văzut eu ceva. Dar unde am văzut? Uite aici. Mergem în locuri unde n-am fost, prieteni. Să le cercetăm. E bine, e foarte bine. Trebuia să luăm mai multe pergamente, sper să-mi ajungă. De transformare. Ești acasă, ești acasă. Sper să nu cad jos. That is close. Oh my god, man. Cât intrări, frate. Dar cred că ăsta e drumul cel corect, sper. Am luat așa la nimereală. Dacă n-aveam pergamentele astea, probabil că puteam mult și bine. Ia de aici, boss! Ia să vedem ce face asta, manivela asta. A, uite, bestia, da, aici trebuie să ajungem. Și asta ce-mi deschide? Poarta la Shane? Cred că da. Cred că a deschis aia la Shane. Am lucrat sigur. Totuși verificăm o leacă și zona asta să vedem dacă mai sunt monștri. Uite cum mai sunt. Ce se uită poate la mine cum îi bat pe ăștia. Super. Uite o altă manivelă, nu știu dacă am activat-o pe aia. Dar nu e bine pe aici, că aici urc sus la naiba. E pe aici? Cred că am fost acolo deja, da, 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 acolo am fost. Bine, eu m-aș putea duce cu un pergament de ăsta, direct. Ca să nu stăm să căutăm 15 ani. Mă duc direct aici, frate. Vine poate după mine, nu-i problema. Treaba noastră e să o eliberăm pe Shane.
Mamă, frate. Foarte puternici. Bă, ești nebun la cap. Ia de aici. Ia de aici. Bă, nu pot să-i dau lovituri, incredibil. Oh, nu, 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 am de astea. Holy shit. Avem suicide, prieteni. Ce deschid și astea? Eu nu mai știu cum funcționa. Mâncați așa. Aproape corect, fii antene. Aproape corect, dar nu-i corect. Hai că mai fac eu switch-ul ăsta la anul și la mulți ani. Mamă, uite cât de aproape. Oh, amin, super. L-am ochit. Și hai să vedem ce naiba, că trebuie să găsim ceva, adică e switch totuși, e cu switch, e cu switch. Trebuie să fie ceva șmecher aici. Bine, mă vorbesc serios. Atât mi-ai dat? Really? Really, man? Și aici ce mai îmi dai? Gold. Și o coroană. Măcar o pot purta, o pot purta pe naiba, că nu o pot purta. Bineînțeles că nu putem porta. De vânzare. Niște porcării, prieteni. Niște porcării. Și cu unul. Ăsta probabil deschide aici și găsim alte prostii. Asta a fost destul de easy. Foarte easy. Dă-mi și mie ceva bun, mâncați-aș, uite ce porcării îmi dă-i, cu suiși totuși, ar trebui să-mi dai ceva ca lumea. Mâncați-aș gura de-aia. Îmi dai gold? În continuu gold. Oh, și o sabie, dead knell. Oh, ia să vedem. Trebuie să fie o armă șmechere. Șmechere pe naiba. Măcar arată mișto. Urâtă. Nici nu vreau să mă uit la așa ceva. Tot asta e baza, boss. Tot asta e baza. Da, prieteni, hai să o eliberăm pe Shani. În sfârșit a venit momentul. I'm going to get every single last one of these hellspawn, I swear. I'm glad to see you again too. No time to celebrate. We need to annihilate the evil spirits. With my bare hands, I swear I'll kill them. Don't be rash. The Keela need you. You are right. The Keela must not be allowed to perish. I have to help them. Our revenge will be savage. E gravidă, asta începe purticare. Show no mercy. Destroy this evil spirit that threatens our world. You are a great warrior. Cel mai bun. Show him that you know no fear. Nu mi-e teamă. Nu voi arăta milă. See you on the other side, Gucho. Shani Eliberation. Aleluia. Pati, ce faci, Pati? Hai cu mine, Pati. Teleportăm aici, prieteni. E Pati cu noi, e Pati cu noi. Bun. Bun. O să ne întoarcem înapoi, prieteni, dar vreau să mai cercetez o leacă. O zonă aici, în apropiere. Foarte repijianos. Nameless, magnificu. Vreau să cercetez puțin ruinele astea. Pe care o să ne întoarcem să le dăm reportul lui Kane.
Am eliberat pe toți cei trei magicieni. Avem controlul asupra podului. Avem și cele două turnuri pe care le-am luat. Avem și magazinul cu arme. Deci e foarte bine. Amărăm și scheletronii ăștia. Totuși mă așteptam la arme mai bune, gen armuri mai șmeche de așa înspre final, dar uite că nu am primit nimica. Cine știe, poate ne dă ceva acum înspre final, deși nu prea cred. Ia uite, îmi dă o torță și un craniu, frate. Vrei serios? Vorbești serios, broadarinos? Da, acolo e închisoarea. Nu. Nu e închisoarea, broadării. Dăm un save. Asta e un chip aici. Uite ce-mi dă asta, frate. Da, și drumul continuă. Dar aici cred că îl găsim pe ăla, pe nortolatul ăla, dacă nu mă înșel. Așa că o să ne întoarcem puțin înapoi. Ia chiar pot să mă duc în Antigona, că vreau acum, nu cred că mă lasă. Sau s-ar putea să meargă, îs tare curios, prieteni. Ba da, mă lasă. Ești nebun la cap, mă duc în Tiranus, ia uite. Ia uite, boss. Ești nebun la cap. Credeam că nu mai merge. Mamă, la ce greu se încarcă, frate. Mai bine nu mergeam, dacă știam că durează atât. Hai, brother, hai. Da, și vedem Tiranusul pentru ultima dată. Ne întoarcem înapoi. Pate cu noi. Uite-l și pe bonus că a venit. Super. Hai să vedem dacă mai zic ceva băieții. Deci nu prea cred. Domnule magician. The combination of my magic and Kidlat's voodoo is extraordinary. I always thought the Keeler were a bunch of ignorant savages. His voodoo is very interesting. Oh, mă bucur. It's amazing what the mix of magic and voodoo can do. Ce amestec a făcut asta? Sorry, I'm just so excited. Ia să vedem ce s-a întâmplat cu mâncarea. Ah, of course. Here, take some of our purified meat. Yeah. This meat has an astonishing effect. It only worked so well because these shadows had just eaten a few humans. But we can at least make shadow flesh edible now. That should keep us going. Bun, ia să vedem. Mâncărică. Glorie 200, minus 1 suflet, băi, bun. 240, 1000 glorie, pustia, nici nu mănâncă, mi-a din suflet, bag piciorul, mi-a de glorie. Dar, totuși, na. E o mâncărică, dacă ai 500 de bucăți, să ai rețeta să faci în continuu, ar fi super. Faci la glorie, în prostie. Da, prieteni, hai să dăm reportul lui Kane. Ăștia nu mai zic nimica, văd că. Nu știu Jake dacă mai are ceva de zis, ia să vedem. Jake? Nimic. Nimic de zis. Ok, hai să dăm amuleta înapoi. Thank you. I had missed it. Bun. I want to go ahead. Umbrele din est nu vor mai face probleme. The shadows at the eastern camp won't be a problem anymore. Well done. I like men like you. Good. Our arms supplies are secure. Bun, avem controlul podului din est. We control the bridge to the east. We must hold the bridge. It's our highest priority. I'll send more men there.
Bun. We must not lose the bridge. Ok, și am eliberat magazinul de arme din nord. A scout reported that Kidlat had trouble with a ghost. Their history. Excellent work. Ok, și Rodas a rezolvat problema cu mâncarea. So I heard. Pretty revolting eating the meat of rotting beasts. And you had a hand in that? I helped Rodas execute his plan, if that's what you mean. In that case, take part of the reward as well. 100 de gol. Bun, bună, 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 bună. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitic, toate cele bune. Respect, pa, pa.